Ok, bună, Laura. Bună, can we start? Da. Ok. N-am auzit nimic și de-aia n-am știut ce să zic. Ok, bună seara. Numele meu este Laura și sunt gazda webinarului de astăzi. Acest webinar este pus la dispoziția noastră de către Alianța România Fără Orfani, organizație care reunește persoane fizice și juridice unite de aceeași dorință, și anume o familie pentru fiecare copil aflat în sistemul de protecție din România. Pe scurt, România Alianța Fără Orfani își propune să aibă un impact în societatea românească astfel. Prin schimbarea legislației în ce privește adopția copiilor, prin campanii de conștientizare a populației cu privire la nevoile copiilor aflați în plasament, prin sesiuni de instruire și training pentru cei ce lucrează direct cu copiii, care își doresc să ia copii în plasament sau care doresc, prin conferințe și webinarii ca și acesta, și printr-un summit anual, care în anul acesta se va ține la București în perioada 27-29 octombrie și va fi precedat de două conferințe, în 26 și 27 octombrie, o conferință de training pentru specialiști în domeniul asistenței sociale și o conferință de motivare pentru lideri de biserici creștine. Câteva considerente organizatorice. Vă rugăm să ne lăsați numele și adresele de mail în secțiunea chat către întrebări și comentarii. Pe parcursul webinarului, butoanele video și sunet vor fi închise. Orice întrebare sau orice comentariu puteți să le la întrebări și comentarii. Tema webinarului de astăzi este disciplina sau relația cu care ar trebui să încep. Și această temă va fi prezentată de doamna Jane Schuller, formator internațional în domeniul adopției și asistenței maternale. Traducerea va fi asigurată de domnul Marcis Gramă. Acest seminar de o oră și jumătate va aborda chestiuni importante întâlnite în modelarea comportamentului copiilor sau adolescenților cu istoric de traumă. Va discuta despre piramida sănătății, înțelegerea încăpățânării și a relațiilor, strategii de conectare și trecere de la comportament la relație înaintea corectării. Creșterea copiilor și adolescenților care au suferit traume nu este ceva ce se poate rezolva rapid, ci mai degrabă un maraton de manifestare a grijii și dragostei. Jane Schuller este formator internațional în domeniul adopției, asistenței maternale și grijii față de orfani. Lucrează pentru Back to Back Ministries, o organizație care slujește orfanii și copiii vulnerabili în mai multe țări. Este autor și coautor a 7 cărți din domeniul grijii față de copii, printre care cele mai noi, Wounded Children, Healing Homes, How Traumatized Children Impact Adoptive and Foster Parents, are un master în consiliere și problemele aferente vieții cotidiene. Cam atât din partea mea. Vreau să vă urez audiere plăcută și vă rog să vă treceți întrebările, adresele, numele în secțiunea chat la întrebări și comentarii. Over to you, Jane. Good afternoon, friends. And Laura, thank you for that introduction. I am looking forward to talking to my friends in Romania. Bună seara. Bună seara, prieteni. Mulțumesc, Laura, pentru introducere. Aștept cu nerăbdare să discut cu prietenii mei din România. We are going to spend the next few minutes talking about a subject that is incredibly important to us as parents. În următoarele câteva minute vom discuta despre un subiect extraordinar de important pentru noi în calitate de părinți. It is a topic that has a lot of emotion in it. Este un subiect care este asociat cu multă emoție.
And so as we go through this discussion today, if you would like to add questions, you can do that through the chat room. De aceea, dacă doriți să aduceți, să puneți ceva întrebări sau să faceți observații în timpul acestui webinar, o puteți face prin chat. And my friend Laura will be gathering and looking at those questions. Prietena mea, Laura, va strânge și se va uita la aceste întrebări. And so we're going to begin our talk about what comes first, relationship or discipline. Vom începe discuția noastră cu această întrebare. Ce vine mai întâi, relația sau disciplinarea? For those I've not met before, I want to share just a little bit about who I am. Pentru aceia pe care nu i-am cunoscut încă, vreau să vă spun câteva lucruri despre mine. And Laura may have shared a little bit, but I don't understand Romanian, so I may be repeating here. Este foarte posibil ca Laura să vă fi spus câte ceva despre mine, dar eu nu înțeleg românește, de aceea probabil că voi repeta câteva lucruri. Yeah, my husband and I were foster parents. Eu și soțul meu suntem părinți care iau copii în plasament. And we became adoptive parents a long time ago in 1983. Și în 1983 am devenit părinți adoptivi. And we adopted our 16-year-old foster son who just is going to be 50 in a few months. L-am adoptat pe fiul, pe băiatul pe care l-aveam în plasament, avea 16 ani atunci, iar peste câteva luni va avea 50 de ani. It's really hard for me to imagine having a son that's 50 years old. Pentru mine este greu să-mi închipui că am un fiu de 50 de ani. And the reason I shared this information about us is that I wish I would have known even a portion of what I'm going to be sharing with you today. Motivul pentru care vă spun acest lucru este că mi-aș fi dorit să știu măcar o mică parte din ceea ce vă voi spune astăzi. We would have done much better as foster and adoptive parents. Ne-am fi descurcat mult mai bine ca părinți adoptivi și familie de plasament. And the interesting thing about what I'm sharing today, this applies to our parenting of all of our children, whether they come to our family through foster care, adoption, or biologically. Partea interesantă a ceea ce vă voi spune astăzi, indiferent dacă avem copii biologici sau în plasament sau adoptivi. So I'm going to ask you to do a little self-evaluation here. Vă voi invita să faceți o mică autoevaluare acum. I want you to think back to your days when you were in school. Vreau să vă amintiți de zilele în care mergeați la școală. You can write this down or just think about it. Puteți să vă notați lucrurile acestea sau doar să vă gândiți la ele. So I'd like you to answer these three questions. Who was your favorite teacher? Aș vrea să răspundeți la aceste trei întrebări. Cine a fost profesorul tău preferat? How would you describe your behavior in that teacher's classroom? Cum ai descrie comportamentul tău în timpul orei acelui profesor? And why would that have been? Și motivația pentru acesta. So I'll give you about 30 seconds to think about that. Vă las cam 30 de secunde să vă gândiți la lucrurile acestea. And my friend Laura, I've asked her earlier to answer these questions for. So Laura, mai devreme i-am cerut prietenei mele Laura să răspundă la aceste întrebări. Who was your favorite teacher and how would you describe your behavior and why? Așadar, Laura, cine a fost profesorul tău preferat și cum ai descrie comportamentul tău în timpul orelor acelui profesor și de ce? Profesoara mea preferată a fost profesoara de limba engleză. My favorite teacher was the English teacher. Okay. Pentru că era o persoană blândă, amabilă. Because she was a very kind person. Vorbea într-o limbă străină în care doream și eu să vorbesc. And she was speaking a foreign language that I also wanted to learn. Și o admiram pur și simplu, o iubeam, aș fi făcut absolut orice mi-ar fi cerut. And I admired her and loved her and I would do absolutely anything for her. So you gave her your heart.
Prin urmare, pot spune că i-ai dăruit inima ta. I-aș fi dăruit inima, timpul, orice. I would have given her my heart, my time, absolutely anything. Because she captured yours. Da. Și asta pentru că ea ți-a cucerit inima ta. So, now, Laura, I'm going to ask you a second set of questions. Laura, aș vrea să-ți pun un alt set de întrebări. Okay. And the second set of questions are similar. Oarecum similare. Who was your least favorite teacher? Cine a fost profesorul care ți-a plăcut cel mai puțin? How was your behavior in his or her class and why? Cum te comportai în timpul orelor sale și de ce? Profesorul care mi-a plăcut cel mai puțin a fost profesorul meu de istorie. The teacher that I least liked was my history teacher. Nu pentru că nu-mi plăcea istoria, ci pentru că nu-mi plăcea el ca și persoană. Not because I didn't like history, but I didn't like him as a person. Era un bully. Nici nu știu în românește cum să zic. He was a bully. Da. Întotdeauna îmi striga numele greșit. And he would always misspell my name. Și o făcea intenționat ori de câte ori citea catalogul. And he would do it intentionally whenever he was calling my name. Iar ca și răspuns, pentru că pe vremea aia nu prea puteai să fii răuț în clasă că o încurcai. And because at that time we wouldn't be school children would not be misbehaving in class because the consequences would have been severe. Eu nu răspundeam la numele greșite pe care mă striga el. What I would do was not to have any reaction to his mispronunciation of my name. So your behavior was not as good in that class as it was for the teacher that you gave your heart to, that you had a relationship with. Prin urmare, comportamentul tău nu era la fel de bun în timpul orelor acestui profesor ca în timpul orelor profesoarei de engleză, care ți-a câștigat inima. Absolutely. 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 I think I understood that, Narcis. So I'd like you to think about keeping this illustration in mind about what our job is as parents or caregivers of foster, adopted, or traumatized kids. Atunci când ne gândim la sarcina noastră ca părinți sau cei care poartă de grijă unor copii aflați în grija noastră și care au trecut prin traume, vreau să țineți minte această ilustrație. That our heart connection is the most important thing as we attempt to connect with our kids. Lucru atunci când încercăm să stabilim o legătură cu copiii noștri este această legătură de inimă. So I'm going to talk a little bit about where our style of discipline comes from. Vreau să vă spun câteva lucruri despre proveniența tipului nostru de disciplinare. And the way we discipline comes from a number of different places. Și tipul de disciplinare pe care noi îl folosim vine din mai multe surse. One of those places could be our own experience growing up. Ar putea să fie în primul rând experiența noastră când am crescut. How our parents understood what discipline was. Felul în care au înțeles părinții noștri disciplinarea. And how we were disciplined as children, we take that same model into our parenting. Noi preluăm același model în activitatea noastră de părinți pe care l-am văzut în disciplinarea noastră când eram copii. So our own experiences about discipline come from the way we were treated. Așadar, într-o oarecare măsură, tipul nostru de disciplinare provine din felul în care am fost noi tratați la rândul nostru. It could come from a set of beliefs about what discipline is. Poate să vină dintr-un set de convingeri referitoare la ce anume este disciplinarea. Do I view myself as a disciplinarian in terms of always controlling behavior? Mă văd pe mine însumi ca o persoană care, atunci când vine vorba despre disciplinare, încearcă să controleze comportamentul?
Or do I see my role as a coach and mentor guiding kids toward better behavior? Sau îmi văd rolul ca acela al unui antrenor sau al unui mentor care îi ghidează pe copii către un comportament mai bun. The root word for discipline comes from disciple or to guide and teach. Cuvântul disciplinare provine de la cuvântul disciple, care înseamnă a ghida, a învăța, verbul. Yeah. So I'm going to share with you a foundational principle that David and I have learned and has shared and taught, and it's become so relevant in our lives, even in the last 5 years. Vă voi spune despre un principiu important pe care l-am învățat cu David și care a devenit extraordinar de important pentru noi chiar și în ultimii 5 ani. And this is the model that we share in our trauma competent training with Back to Back. Acesta este modelul pe care noi îl predăm atunci când îi învățăm pe părinți cum să se relaționeze la copiii care au trecut prin traumă la organizația Back to Back Ministries. And this is true whether you're parenting an adopted child or a biological child. Lucrul acesta este adevărat indiferent dacă ești părintele unui copil biologic sau al unui adoptiv. You know, our children, even though they're born to us and live in our home as biological children, still may not feel emotionally safe with us. Chiar dacă copiii noștri sunt născuți din punct de vedere biologic în familia noastră și locuiesc cu noi, este posibil ca ei să nu se simtă în siguranță împreună cu noi. Just the other day, my husband was talking to a 10-year-old little girl here in Ohio. Cu câteva zile în urmă, soțul meu discuta cu o fetiță de 10 ani în Ohio. She was born into her family. Era un copil biologic în familie. No real history of trauma. Nu trecuse printr-un istoric de traumă. As we define trauma. Așa cum definim noi trauma. However, her father is a perfectionist. Cu toate acestea, tatăl ei este un perfecționist. And they brought her to him because she was having such a high level problem of anxiety. Și fetița aceasta a fost adusă la soțul meu pentru că avea probleme cu un nivel crescut de anxietate. And would have behavioral outbursts. Și avea izbucniri comportamentale. And as he began working with the little girl, când a început să lucreze cu fetița aceasta, he discovered that she lived pretty much in chronic fear of her father. Soțul meu a descoperit că ea de fapt trăia într-o teamă cronică de tatăl ei. He never physically touched her, but he emotionally wounded her about every day. El nu a lovit-o niciodată, nu a atins-o din punct de vedere fizic, dar emoțional a rănit-o aproape în fiecare zi. So if we want our children to grow and be healthy, we have to understand the foundation is about us, not about them. Dacă vrem să avem copii sănătoși care să crească sănătos, trebuie să înțelegem că la temelie ei sunt cei importanți și nu noi. Just recently, a therapist friend of mine called me and said, "I need to tell you an amazing story." De puțin timp, o prietenă de-a mea, terapeută, m-a sunat și mi-a zis, vreau să-ți împărtășesc o poveste, o istorie extraordinară. I have been working with an adoptive mom for about 6 months. Aproximativ 6 luni am lucrat cu o mamă adoptivă. She adopted her little girl when the little girl was 5 and now she's 15. Ea a adoptat o fetiță care avea la vremea aceea 5 ani, iar acum are 15 ani. Her behavior at home and at school, primarily at home, was out of control. Comportamentul ei, atât acasă cât și la școală, dar mai ales acasă, era necontrolat. But it was not aggressive out of control. Dar nu era un comportament agresiv. It was passive out of control. Ci era o nestăpânire pasivă. And what I mean by that is the little girl would stop speaking to her. Și ceea ce vreau să spun prin asta este că fetița nu mai vorbea cu mama ei adoptivă. Other than basic words expressing a small need, she never used words with her mother, ever. She completely shut her off. În afara unor cuvinte care se exprime
nevoi fundamentale, fetița nu vorbea nimic cu mama ei, absolut nimic. She would spend all of her time in the room. Își petrecea tot timpul în camera ei. And at the very worst of it, she would stay in her closet. Și când lucrurile se înrăutățeau cel mai mult, se închidea în dulapul ei. So my friend began working with just the mother. Prietena mea a început să lucreze doar cu mama adoptivă. And over the period of number of weeks, she shared some of the principles that we're sharing today. Și în decurs de câteva săptămâni i-am împărtășit câteva din principiile pe care vi le voi spune și eu astăzi. And also shared with her about her child's needs, connection needs. Și a vorbit și despre nevoile copilului ei, despre nevoile de conectare, de legătură. And coached her responses to the child. Și a învățat-o cum să reacționeze față de copil. And over a number of months, everything changed. Și după câteva luni, totul s-a schimbat. The little girl literally came out of her shell. Micuța a ieșit din carapacea ei. And the relationship is well on its way to being healed. Și relația dintre ele se îndreaptă cu pași repezi către o vindecare. It wasn't asking the little girl a change. In fact, my friend Paula has never met the 15-year-old little girl. Nu îi se cerea o schimbare de comportament copilului. De fapt, prietena mea, Paula, nici măcar nu s-a întâlnit cu fetița. It was the mom who changed. Și doar mama este cea care s-a schimbat. And what this mom realized is that she was parenting this child with the same disconnected way of discipline that in which she was raised. Și ceea ce această mamă și-a dat seama este că își creștea copilul folosind aceeași metodă de disciplinare care rupea legătura cu care fusese și ea crescută. So the foundation of this is us as the adult. Prin urmare, temelia o reprezentăm noi, adulții. And that we, as a safe adult, we create safe place for our children. Fiind un adult care prezintă siguranță, noi creăm un loc sigur pentru copii. When our children feel connected to us as a safe person and are in a safe place, atunci când copiii simt că au o legătură cu noi ca un adult sigur, într-un loc sigur, the brain relaxes and the heart softens. Creierul se relaxează și inima se înmoaie. The brain has two jobs. Creierul are două sarcini. The first one is to protect us. Prima dintre ele este să ne protejeze. That's why we have the fear alert in our brainstem. The job of the brain, number one, is to protect us. Deci principala sarcină a creierului este să ne protejeze, de aceea teama este înnăscută în noi. The other part of the brain's job is to help us to be creative and develop and to grow. Cealaltă sarcină a creierului este să ne ajute să fim creativi, să ne dezvoltăm, să creștem. But the reality is they can't do both the brain cannot do both functions at the same time. Realitatea este însă că nu poate să facă amândouă aceste sarcini în același timp. The brain will either be protecting us. Creierul fie ne protejează. But if the need to protect us isn't present, it can grow and develop. Dar dacă această nevoie de protecție nu este prezentă, atunci ne putem dezvolta și putem crește. And we want to see the real child. Noi vrem să vedem copilul real. One of the most beautiful scenes on the Trust-Based Relational Intervention DVD that I know many of you have seen. Una dintre scenele cele mai frumoase de pe DVD-ul pe care știu că mulți l-ați văzut. Is actually after the effect, after the initial video. Este de fapt după videoul inițial. There was on the video a little girl who could not use her voice. În film apare o fetiță care nu își poate folosi vocea. She lived in chronic fear of expressing any need. Ea trăia într-o teamă cronică de a-și exprima vreo nevoie. A clinical word for that is selective mutism. Un termen clinic pentru această stare este mutism selectiv.
Yes. And what we saw in the video is how Dr. Purvis worked with her to get her voice. Și ceea ce am văzut în acel film e cum Dr. Purvis lucra cu acel copil să-și recâștige vocea, muțenie selectivă. Yeah, about a year and a half ago, I saw that little girl on another video. Cu aproximativ un an și jumătate în urmă am văzut acea fetiță într-un alt film. She was singing and twirling and dancing and laughing. Cânta și dansa și râdea. It was a different little girl than that one we saw on that video where that she demonstrated earlier. Era o cu totul altă fetiță decât în filmul pe care îl văzusem mai înainte. So, as we move on to the in this presentation, I want to talk to you, ask you to write down these three very important questions that we need to always keep in front of us. Mergând mai departe în prezentarea noastră, vreau să vă rog să vă notați aceste întrebări pe care trebuie să le ținem tot timpul în minte. Are we attending to our children's physical needs? Ne ocupăm noi de nevoile fizice ale copilului? Such as, are they properly hydrated and have proper nutrition on a regular basis? Cum ar fi, de exemplu, primesc suficientă apă și suficientă hrană? Are we attending to our children's connection needs? Ne îngrijim de nevoile de legătură ale copilului nostru? And are we correcting behavior with a nudge instead of an atomic bomb? Și corectăm noi comportamentul cu o ușoară atingere și nu cu o bombă atomică? I think sometimes we do throw an atomic bomb at a behavior when a playful nudge would have been all that was needed. Cred că uneori folosim bomba atomică să corectăm un comportament, când de fapt o ușoară atingere ar fi fost suficient. So when we look at the trust-based relational model that many of us are learning, these are foundational questions. Atunci când ne uităm la modelul de disciplinare, acestea sunt întrebări fundamentale. Recently, I had a conversation with Dr. Mandy Howard from the TBRI group. De curând am discutat cu Mandy Howard de la TBRI group. She was the assistant director under Dr. Purvis. Ea era director adjunct sub Dr. Purvis. And I was asking her, do you have a trauma-informed discipline policy for group homes or foster homes or residential centers? Și am întrebat-o dacă are un grup de instruire pentru persoane care au trecut prin traumă în familiile adoptive sau în familiile de plasament cu care lucrează. And she said that they didn't particularly, but when they are working with organizations that have children's homes or with foster homes, she sets forth these criteria. Mi-a spus că nu au neapărat aceste lucruri, dar ori de câte ori lucrează cu părinți adoptivi sau părinți care au copii în plasament, respectă următoarele criterii. And I'm going to briefly share these, what she shared with me. Și vă voi spune foarte pe scurt ceea ce ea mi-a spus mie. And the first one is, what is the goal of discipline? Primul este, care este scopul disciplinării? And this would be a great discussion if we were in a group. Și asta ar fi o discuție extraordinară pentru un grup. And the second point that she shared with me was, what learning will the child receive from this discipline? Al doilea lucru pe care mi l-a spus a fost, reprezentat de această întrebare, ce va învăța copilul în urma disciplinării? Will the child learn that they're really ultimately not safe with us? Oare copilul va învăța că de fapt nu este în siguranță cu noi? Or will they learn that we understand their needs and respond to that appropriately? Sau va învăța că îi înțelegem nevoia și reacționăm în mod corect? Are there natural consequences that if left to happen could teach that child? Există consecințe naturale care, dacă sunt lăsate să apară, vor duce la învățarea copilului?
Another question that we need to look at. O altă întrebare la care trebuie să ne uităm. Are the consequences we use, are they, can they bring the child, will they bring the child further from us or closer to us? Consecințele pe care le folosim, îl vor îndepărta sau îl vor apropia pe copil de noi? One of the criticisms that we get, that I hear all the time about the trust-based relational intervention method is this. Una dintre criticile pe care le aud referitoare la această metodă de intervenție este următoarea. Don't you teach consequences? Nu învățați pe copii despre consecințe? You mean the children are just in charge? It seems like they're just in charge. Pentru că din ceea ce spuneți, sună ca și cum copiii sunt cei care se află la control. And the reality is that I'm going to use the just letters TBRI. Voi folosi aceste litere TBRI, T-B-R-I. That I know many of you are familiar with is built on our kids learning from consequences. Și știu că mulți dintre voi le cunoașteți, ele se bazează pe faptul că toți copiii învață din consecințe. Yeah, and Mandy, Dr. Howard shared a wonderful story with me that demonstrates this. Și Mandy mi-a spus o povestire extraordinară care demonstrează lucrurile acestea. Yeah. Our children with a history of trauma do have trouble with learning cause and effect. Copiii care au trecut prin traumă au dificultăți în a învăța despre cauză și efect. That is one of the impairments of complex trauma. Acesta este unul dintre, una dintre problemele traumelor complexe. Well, and Mandy shared the story about a football coach. Și Mandy mi-a spus despre un antrenor de fotbal. This football coach happened to be an adoptive father. Care era și un părinte adoptiv. And had been trained on trauma-informed care as an adoptive father. Și care fusese instruit referitor la cum să-ți îngrijești copilul care a trecut prin într-o traumă. He brought those same principles into his coaching with his young boys. Și el a folosit aceleași principii în activitatea sa de antrenor a băieților. He had a young boy on his team. He was a, I think he was 14. Avea un băiat în echipa lui, cred că avea 14 ani. That this coach knew came from a horrific background. Very bad background. Și antrenorul acesta știa că respectivul copil provine dintr-un mediu îngrozitor. And this young man had problems with his behavior in the classroom. Și tânărul acesta avea probleme comportamentale în clasă. And that was threatening his ability to play any sports. Și lucrul acesta amenința să-l oprească de la practicarea oricărui sport. One day, the young man showed great disrespect for his teacher. Într-o zi, tânărul acesta a fost extraordinar de nerespectuos cu profesorul său. So the consequence for that was he was had to sit on the bench for the next game. Și consecința acestui fapt a fost că a fost ținut pe banca de rezerve la meciul următor. However, the coach did an amazing thing. Cu toate acestea, antrenorul a făcut un lucru extraordinar. That young man was what we call benched. He had to sit on the bench. Tânărul acela a trebuit să stea pe tușă, cum spunem noi. However, the entire week before that game, dar întreaga săptămână înainte de acel meci, he was also sentenced to the coach's side. A fost pus să stea alături de antrenor. It's sort of like the judge gave this young man a sentence. The principal gave the young man a sentence. E ca și cum directorul școlii i-ar fi dat o sentință acelui elev. And what that meant was when the young man showed up at school every morning, he had to report to the coach's office. Ceea ce însemna era că în fiecare dimineață când mergea la școală, tânărul trebuia să treacă pe la biroul antrenorului. The coach would connect with him emotionally before the day began. Antrenorul stabilea o legătură emoțională cu băiatul înainte să înceapă ziua. That young man had to eat lunch every day that week before the game with the coach.
Întreaga săptămână înainte de meci, tânărul acela a trebuit să servească prânzul împreună cu antrenorul. And there were some other what I call good consequences of this young man's behavior in relationship to this coach. Și au mai existat și o altă serie de consecințe pe care eu le numesc pozitive, legate de acest tânăr și antrenorul său. What this young man experienced was a coach who brought him closer to him for the consequence, not sending him away. Ceea ce a experimentat acest tânăr este una din consecințe. Antrenorul s-a apropiat de el sau l-a apropiat de sine și nu l-a îndepărtat. And it made a profound difference in the life of that little boy. Iar lucrul acesta a avut un impact extraordinar în viața acelui tânăr. So that as we finish this little section here, we need to ask ourselves, have we set clear expectations? În încheierea acestei secțiuni trebuie să ne întrebăm dacă ne-am clarificat așteptările pe care le avem. For example, if a child is misusing a cell phone. De exemplu, dacă un copil își folosește în mod greșit telefonul. Have we given clear expectations that if that abuse continues, they will lose that privilege? Are you there, Narcis? Sorry. Oh, okay. Am transmis copilului așteptarea clară că dacă va continua să abuzeze de telefon, va pierde dreptul de a folosi telefonul. And the most important thing that we must with our kids, the message we send is that the child needs to receive the message that they're always a part of us. Și cel mai important lucru, mesajul cel mai important pe care trebuie să-l transmitem este că totdeauna copilul face parte din viața noastră. So, we're going to look at reasons for misbehaviors. Ne vom uita la câteva motive pentru comportamente nepotrivite. And then I'm going to share four more that hopefully are many of you have read the article. Și apoi vă voi mai împărtăși încă patru motive, sper că ați citit toți articolul. From Dr. Gordon Neufeld. Scris de Dr. Gordon Neufeld. Yes. And if any of you have been through our back-to-back trauma competent training, you recognize these. Dacă ați trecut prin instructajul nostru al organizației back-to-back, veți recunoaște aceste informații. That this may be a fear-based response. They're reacting out of their fear. Comportamentul poate să fie unul bazat pe frică. Reacționează din cauza fricii. It could be a physical need. Se poate să fie vorba despre o nevoie fizică. Sensory overload. O supra-solicitare senzorială. Defensive dominance or defensive detachment, meaning they fear separation from us, so they act out. O detașare defensivă, ceea ce înseamnă că se tem de o despărțire de noi și de aceea reacționează. And it could be they are choosing to disobey, of course. Se poate să aleagă să nu asculte. I'm going to give another statement that I've heard from Dr. Purvis, and it's just an amazing statement, and I agree with it. Vă voi mai citi încă o afirmație a domnului Dr. Purvis, extraordinară, cu care eu sunt într-o totul de acord. And you might need to think about this and see where you are on this. Și poate veți vrea să vă gândiți la ea, să vedeți unde sunteți raportat la această afirmație. Okay, so when rules and punishment drive our interaction with children, atunci când regulile și pedepsele sunt cele care conduc interacțiunea noastră cu copiii, we drive them further into maladaptive behavior. Ceea ce facem noi este să îi împingem mai departe într-un comportament neadaptat. The relationship is ruptured. Relația este ruptă. Now I'm going to share with you, and I love when I found this article and began studying it and reading it, I love Dr. Neufeld's perspective on this. Vă voi spune câte ceva din acest articol. Îmi place foarte mult perspectiva lui Dr. Gordon Neufeld. And the very first reason that he shares are additional reasons for misbehavior. Primul motiv pentru un comportament nepotrivit pe care îl enumeră dumnealui
And the first one is immaturity. Este imaturitatea. And this is a huge issue for traumatized children. Imaturitatea reprezintă o chestiune majoră pentru copiii care trec prin traume. Children are not born with the ability to solve problems. Copiii nu se nasc cu capacitatea de a rezolva probleme. Or take another's perspective. Sau să adopte perspectiva altei persoane. Or think about the outcomes of their behavior. Sau să se gândească la rezultatele comportamentului lor. Or manage their emotions and impulses. Sau să-și gestioneze emoțiile și impulsurile. It's something they have to learn as they grow. Ci aceasta este ceva ce ei trebuie să învețe pe măsură ce cresc. So immaturity might be a huge reason for misbehavior. Imaturitatea poate să reprezinte un motiv important pentru comportamentul neadecvat. And just this morning, just before I came on the air with you folks. Chiar în dimineața aceasta, înainte să intru în acest webinar, I had a conversation with our back-to-back staff actually in India. Am purtat o discuție cu echipa back-to-back din India. And they called regarding the behavior of a 4-year-old child. Și m-au sunat în legătură cu comportamentul unui copil de 4 ani. He is brand new at the children's home there. He's only been there for 3 weeks. Copilul a fost adus în orfelinat, în căminul de copii, de doar 3 săptămâni. And he has long tantruming outbursts. Și are multe izbucniri de criză de lungă durată. They go on and on and on. Și acestea durează la nesfârșit. And in fact, I heard it. The little boy was in the room when they called. De fapt, chiar am putut să aud reacțiile acestui copil care era în încăpere atunci când ei m-au sunat. And I told them what I saw there. Și le-am spus ce am văzut eu în comportamentul lui. That was not the behavior of a normal 4-year-old, obviously. În mod evident, nu era comportamentul normal al unui copil de 4 ani. But the behavior of a very confused, frightened little 18-month-old. Ci comportamentul unui copil de doar un an și jumătate, foarte confuz și foarte speriat. So punishment was not the answer for that little fella. Prin urmare, pedeapsa nu era răspunsul pentru micuțul acela. But thinking about what his connecting needs are. Și trebuiau să se gândească la nevoile lui de relaționare. This was coming out of trauma and separation and fear and immaturity. Comportamentul acesta izvora din traumă și separare și imaturitate. And we came up with a list of several things that they can do. Și am întocmit o listă cu câteva lucruri pe care le puteau face. And I encouraged them to look through the lens of what an 18-month-old child would need. Și i-am încurajat să se uite la acest copil din perspectiva unui copil de 18 luni, un an și jumătate, și a nevoilor sale. So, in many of cases, our children are one half their chronological age, emotionally and socially, if they've had been through a lot of trauma. Adesea copiii noștri au, de fapt, doar jumătate din vârsta lor cronologică în termenii socialului, dacă ei au trecut prin traume semnificative. So, a second reason that for misbehavior, and this is really core, and this goes back to our initial pyramid that we had at the very beginning. Un alt motiv pentru comportamentul nepotrivit, care ajunge foarte departe în profunzime și se leagă de piramida pe care am văzut-o mai devreme. And that is, the child lacks a right relationship with us. Este faptul că acelui copil îi lipsește o relație adecvată cu noi. Many of you may be parenting older children. Mulți dintre voi îngrijesc probabil copii mai în vârstă. Yeah, I need to clarify that, Narcis, that came to you as older children. Trebuie să clarific, e vorba despre copii care au intrat în familia voastră când deja erau mai în vârstă. You may not yet have their heart. Poate că încă nu le-ați câștigat inima.
And children must be deeply attached in a state of trustful dependence on us in order to have a desire to be good. Copiii trebuie să fie puternic atașați de noi într-o relație bazată pe încredere pentru ca să poată să aibă dorința de a se comporta bine. Now, I'm not sure, Narcis, how this word would translate, but the word counterwill. Counterwill? Counterwill. Basically, this is what it looks like. You tell a child to do something, and he says, no, I won't. And you say, yes, I will. And he says, no, I won't. Yes, I will. No, I won't. Da, contravoința ar fi un termen care am putea să-l folosim. Când intri în jocul acela, trebuie să faci asta, nu vreau, trebuie, nu vreau. Children will instinctively resist and oppose when they feel coerced and not connected. Copiii se vor opune și vor manifesta împotrivire atunci când simt acțiuni coercitive asupra lor. And our greatest issue as a foster adoptive parent is sometimes it takes literally years for that trusted dependence to come. Și problema noastră este că de multe ori durează ani de zile ca acea dependență bazată pe încredere să se formeze. And so our question is, how do we develop that right relationship? And we're going to talk about that in just a few minutes. Întrebarea este cum să facem să creștem o astfel de relație și vom discuta despre asta peste câteva minute. Another reason for misbehavior. Un alt motiv pentru comportamentul greșit. It has to do with strong emotional impulses. Are de a face cu impulsurile emoționale puternice. And for our kids, a lot of that comes out of the early childhood trauma. Și mare parte dintre acestea provin din traumele prin care copiii noștri au trecut la începutul vieții lor, în copilăria timpurie. And Nathan, I did not send you this article. It's very long to translate, but I will send it and then you can send it out. Și Nathan, am un articol pe care nu ți l-am trimis. Este foarte lung, dar ți-l voi trimite să-l poți trimite mai departe. But let me encourage you to research what we call executive functioning. Dar vă încurajez să cercetați ceea ce noi numim funcționare executivă. Oh, I'm sorry for these big clinical terms, Narcis. What we're talking about there is the thinking part of the brain. Discutăm aici despre acea parte a creierului care raționează. And when children have been through history of trauma, iar atunci când copiii au trecut prin traume, their executive functioning skills can be greatly impaired. Aptitudinile lor de funcționare executivă pot fi în mare măsură deteriorate. And what that looks like is children have trouble controlling their emotional impulses. Și acest lucru arată în felul următor: copiii nu reușesc să-și controleze impulsurile emoționale. They have troubles, and that means they have troubles regulating themselves. Și au dificultăți în a se autocontrola. They have trouble with what we call cognitive flexibility. They don't handle change well. Au dificultăți în ceea ce privește flexibilitatea cognitivă. Nu fac față schimbărilor. They have trouble with working memory. Au probleme legate de memoria de lucru. They have trouble with doing multiple tasks at the same time. Au dificultăți cu îndeplinirea unor sarcini simultane, multiple. They have trouble remembering verbal instructions. Au dificultăți în a-și aminti instrucțiuni verbale. They have trouble planning and prioritizing things. Au dificultăți atunci când vine vorba despre a planifica și a prioritiza anumite lucruri. And the article that I will be sending to Nathan that he can send out is how to intervene with executive functioning issues. Și articolul pe care îl voi trimite lui Nathan se ocupă de felul în care putem interveni atunci când e vorba de chestiuni de funcționare executivă.
And you will find in that a list of many activities age appropriately that you can do. Și veți găsi acolo multe activități pe diferite nivele de vârstă pe care le puteți folosi. And I think you'll find it extremely helpful when we're looking at this. Și cred că veți considera că lucrul acesta este foarte folositor. And if we can all remember that there is always meaning behind the behavior, always. Și trebuie să ținem minte că întotdeauna există o semnificație în spatele comportamentului. And this is called really intensive intentional parenting. Și lucrul acesta se numește activitatea de îngrijire, de a fi părinte intenționat. It is forcing us to change our paradigms. Și lucrul acesta ne determină să ne schimbăm paradigmele. And the last reason for misbehavior is related to fear. Ultimul motiv pentru apariția unui comportament nepotrivit are de a face cu frica. But you may have children who are just not afraid of anything. Dar s-ar putea să aveți copii care pur și simplu nu se tem de nimic. That they have indiscriminate friendliness is an example. They have no boundaries, maybe better way to put it. They have no boundaries. Nu au niciun fel de limite, manifestă o prietenie nediscriminatorie. And what we know is children who have had multiple caregivers in the first 3 years of life are greatly impacted with their stranger danger part of their brain. Și din ceea ce știm noi, copiii care în primii 3 ani de viață au avut parte de mai multe persoane care le-au oferit îngrijire, au probleme în acest departament, să-i spunem. The part of the brain, the amygdala in the brainstem that is our fear response isn't properly developed. Partea aceea a creierului, amigdala, care se ocupă de reacția de teamă, nu funcționează corect. So, we've created the problem here, and I'm going to spend our last minutes together talking about what do we do about that, and why is play an answer? Am menționat această problemă și în ultimele minute ale discuției noastre vreau să vorbim despre motivul pentru care joaca este un răspuns. And we're not only talking about physical play, but a playful attitude. Nu vorbim doar despre jocul în mod fizic, ci și despre o atitudine de joacă. One of the models within the TBRI program is what we call levels of engagement. Unul din modelele din programul TBRI se numește nivele de implicare. And the first level is what we call playful engagement. Și primul nivel este ceea ce noi numim o implicare jucăușă. And this is correcting behavior with a nudge. Și asta înseamnă să corectezi comportamentul cu o ușoară atingere. Not a sledgehammer. Și nu cu un baros. So, we're going to talk about how play can impact immaturity. Vom discuta despre cum ludicul poate avea un impact asupra imaturității. You know, when you think of children, I think about what they do best at is play. Dacă ne gândim la copii, din punctul meu de vedere, ei se pricep cel mai bine la joc. Play is their default mode. Joaca reprezintă modul lor default, standard de lucru. Yeah, Dr. Neufeld says it protects them from the real world of consequences until their brains are mature enough. Dr. Neufeld afirmă că, de fapt, jocul îi protejează de consecințe până în momentul în care creierul lor este suficient de matur. If we can look at our connection with the immature child and realize how valuable play would be to teach him, it'll be extremely helpful. Ne-ar fi de mare ajutor să ne dăm seama cât de mult ne poate ajuta jocul în relaționarea noastră la copii. Dr. Neufeld says if we enter into a playful spirit with an immature child, we'll find it easier to deal with them. Dr. Neufeld ne spune că dacă abordăm un copil cu o atitudine de joacă, ne va fi mai ușor să ne relaționăm la el, să-l înțelegem.
When we encounter troubling behavior in an immature child, atunci când avem de a face cu un comportament problematic la un copil imatur, we need to ask ourselves what kind of behavior would we like to see? Trebuie să ne întrebăm ce fel de comportament ne-am dori să vedem. And is there a fun way to that we can interject? Let me back up. Is there a way to interject fun into teaching what the child needs to learn? Și dacă există vreo modalitate prin care să putem să introducem partea distractivă în felul în care interacționăm cu acel copil. And obviously that's much easier for a small child than it is for a teenager. Bineînțeles, este mult mai ușor cu un copil mic decât cu un adolescent. You can put a lot of fun in teaching a young child eating and toileting and going to bed. Poți să te distrezi foarte mult atunci când înveți un copil să mănânce, să folosească olița sau să meargă la culcare. But if our first line of approach is a playful attitude with a teen to correct behavior, we'll find it much easier. Dar dacă prima reacție a noastră când încercăm să corectăm un comportament greșit este această atitudine de joacă, ne va fi mult mai ușor. So, when think about immaturity and how play could help is a real help when we're thinking about correcting a child's behavior due to immaturity. Prin urmare, dacă ne dorim să corectăm comportamentul unui copil cauzat de imaturitate, această abordare ludică este de mare ajutor. And the next one has to do with what we call counter will. Următorul punct are de a face cu ceea ce noi numim voința îndărătnică. And many of you know the TBRI model, we must connect before we can correct. Mulți dintre voi știu că în modelul TBRI spunem că mai întâi trebuie să stabilim o legătură și doar după aceea să corectăm. If a child is not truly connected to us, dacă un copil nu are stabilită o legătură profundă cu noi, they will oppose us. Copilul respectiv ni se va opune. And it would be fun to have a group discussion, Laura, maybe with some of your foster parents or adopted parents, what would play look like when you're dealing with a child who's not totally connected to you? Și probabil că ar fi o discuție interesantă în cadrul unui grup, Laura, pe care o puteți avea cu cei cu care lucrați. Cum poți aborda prin joc un copil care are o voință îndărătnică? And again, I encourage you to read Dr. Neufeld's article that is enclosed. Corectez. Un copil care nu are o relație bună cu tine și vă încurajez din nou să citiți articolul Dr. Neufeld pe care l-ați primit. Think about the teachers that you had in your life that Gândiți-vă we talked about earlier. La profesorii pe care i-ați avut în viață, despre care am vorbit mai devreme. If they had more of a playful attitude in the classroom, didn't that free you to learn? Când ei aveau o atitudine mai ludică în timpul orei, nu? E așa că lucrul acesta v-a ajutat să învățați mai ușor? So think about that model and are we sometimes really too serious about trying to correct the behavior before we've even connected to them? Gândiți-vă dacă la acest model și dacă nu cumva suntem prea serioși atunci când încercăm să corectăm un model greșit de comportament. And the next one has to do with the emotional response, strong emotional expression. Următorul punct are de a face cu reacția emoțională puternică. Play is a great way to have children act out their emotions. Jocul este o modalitate extraordinară prin care copiii pot să își manifeste sau să își exprime emoțiile. The heart of play therapy is get kids to play to express their emotions. Centrul sau inima terapiei prin joc este să-i determine pe copii să-și exprime emoțiile prin joc. And when a child's behavior is rooted in attacking energy, it comes from frustration or panic. Iar atunci când comportamentul unui copil este înrădăcinat în, sorry Jane, you said attacking energy? Attacking energy, if they're aggressive.
Dacă sunt agresivi, dacă comportamentul lor este agresiv, acest lucru are de a face cu emoțiile puternice. We might be asking ourselves, what could we do to release this emotional energy through play? Ne putem întreba ce am putea face noi ca să ajutăm la eliberarea acestor emoții puternice prin joacă. And Dr. Neufeld said something very interesting in his article. În articolul său, Dr. Neufeld spune un lucru foarte interesant. That people who have been disciplined the most harshly often turn out to be most troubled. Oamenii care au fost disciplinați cel mai dur ajung să fie de fapt cei mai afectați. And the last one that we're going to talk about today has to do with play in the alarm system. Și ultimul lucru are de a face cu jocul în relație cu sistemul de alarmă. And so remember some of our children, their alarm system, because of early life trauma, has not developed. Vă amintiți că am spus că în cazul multor copii, sistemul lor de alertare nu s-a dezvoltat din cauza traumelor. I see children in many children's homes and orphanages around the world that just go up to strangers with no thought about it. Am văzut mulți copii în orfelinate și în căminele în care am intrat, în lumea întreagă, care fără să se gândească vreun minut se duc la persoane străine. And so we have to help our children learn how to be cautious, have to teach them. Prin urmare, trebuie să îi învățăm pe copiii noștri cum să fie precauți. And there, that can be done through play as well. Și lucrul acesta poate fi făcut prin joc. And again, it's not a quick answer, but one of the games I think those in Romania saw, we played a little game called Mango Mango, which is how to deal with boundaries with strangers. Din nou, putem face jocuri. Este un joc pe care l-am jucat în România, Mango Mango, cum să se raporteze la străini copiii. And so when we think about this, we have to again go back to the fact there is always meaning behind behavior. Când ne gândim la lucrurile acestea, trebuie să ne gândim, să ținem cont de faptul că există ceva în spatele comportamentului. And it is all not always the fact the child wants to ruin our day. Și nu întotdeauna este doar vorba despre faptul că acel copil vrea de fapt să ne strice ziua. And so the four that we've really concentrated the most on today are immaturity. Cele patru lucruri asupra cărora ne-am concentrat astăzi sunt imaturitatea, lacking the right relationship with the adult, lipsa unei relații adecvate cu adultul, strong emotional impulses, impulsul emoțional puternic, and that they do not have a healthy alarm system. Și faptul că nu au un sistem de alertă sănătos. So we're going to end this presentation again with three questions. Voi încheia această prezentare cu trei întrebări. And they are also in your article. Pe care le găsiți și în articol. So I'm going to read them slowly. Le voi citi în rar. And the first question is, what do I see when my child erupts in a troubling behavior? Prima întrebare este, ce văd atunci când copilul meu răbufnește într-un comportament problematic? What can I learn from this incident? Ce pot învăța din acest incident? That would change my interaction with the child. Care ar putea să-mi schimbe felul în care interacționez cu acest copil? What is the behavior I would like to see instead? Ce comportament aș vrea să văd în schimb? And how can I infuse some play into the activity to make it naturally engaging? Și cum pot să fac să introduc jocul într-o activitate pentru a o face mai antrenantă, în mod natural? Or how can I have a playful spirit? Sau cum să am un spirit sau o abordare mai jucăușă? Remember, our children need a safe adult. Amintiți-vă că e nevoie de un adult care prezintă siguranță. They need an emotionally safe place. Copiii au nevoie de un loc sigur din punct de vedere emoțional. And therefore, if that is in place, prin urmare, dacă toate aceste lucruri există, the child will relax.
Copilul se va relaxa. And become that real child. Și va deveni acel copil real. Now, as you all know, this is not a sprint. După cum știți, nu este vorba despre o alergare de viteză. It's a marathon. Și este un maraton. So, Nathan, thank you very much for the opportunity to be with your group and Laura. And Natchez, thank you. Nathan și Laura, vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a fi cu acest grup. And I'm available here for some questions. Laura, if you have them. Și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Laura, dacă ai aceste întrebări. Pentru moment nu avem întrebări, dar putem să acordăm câteva minute persoanelor care vor să adreseze întrebări. We have no questions for the time being, but we can give a few minutes for anybody, if anybody wants to ask any questions. Okay. Nathan, I'm also going to be sending you a link to our newest, what we call Deepening the Well newsletter. Okay, is that something I can find online? Not yet. Well, it just came out today, so I'll have to send you the link. Okay, thank you. And Narcis, if you can tell the folks that there's a newsletter that will be coming from Nathan. Veți primi de la Nathan o scrisoare de informare. It contains 4 articles. Care conține 4 articole. And one of the articles is what we talked about today. Unul din articole este referitor la ceea ce am discutat astăzi. And this comes out every 2 months. Și această scrisoare de informare apare o dată la 2 luni. And if you would like to be put on the mailing list, let Nathan know and then he can forward on those to me. Și dacă doriți să fiți trecuți în lista de e-mail-uri, vă trimiteți adresa de mail lui Nathan și el mi-o trimite mie. Okay, any questions? Okay, there is a question. Să citesc în engleză și tu traduci, Narcis. Se poate și așa. Întrebarea e venită în limba engleză de azi. Okay. The question is in English. Laura will read it and I will translate it into Romanian. Okay. So, what do you say to a parent who is feeling traumatized by a child's behavior? Ce i-ați spune unui părinte care se simte el traumatizat de comportamentul copilului? What strategy should the parent use to calm things down and then work on relationship? Ce strategie ar trebui să folosească părintele pentru a liniști lucrurile și a putea să lucreze la relație? A couple of things there, Laura. Câteva lucruri legate de asta, Laura. And I can send that link to Nathan as well. Pot să-i trimit linkul acesta și linkul acesta lui Nathan. That one of the greatest issues faced by parents is what we call secondary trauma. Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă părinții este ceea ce noi numim traumă secundară. And I just did a webinar for CAFO on being emotionally healthy. Tocmai am făcut un webinar cu organizația CAFO despre cum să fii sănătos din punct de vedere emoțional. And one of the things that we talked about was realizing that oftentimes we're responding our children out of our own history. Și unul din lucrurile despre care am vorbit a fost că noi le reacționăm în fața copiilor datorită istoricului nostru. Now, I don't have the presentation up in front of me, but I can send I can send you the CAFO link with the whole recording. Nu am la îndemână acum prezentarea, dar vă pot trimite linkul cu înregistrarea acelui webinar. And one of the things we can do is watch our own pattern of response. Și unul din lucrurile pe care le putem face este să ne urmărim tiparul nostru de reacție. And I think one of the greatest helps is if this person has someone that they can regularly talk to about their own emotional feeling experiences. Și cred că de foarte mare ajutor ar fi dacă acea persoană ar avea pe cineva cu care să discute despre ceea ce simte persoana respectivă. Jane, I was able to post the link.
Wonderful. You are so good, Nathan. Yes. Just, you want to let them know that's the link referring to what Jane's webinar. And in this... Cum ați primit linkul cu la care făcea referire Jane cu respectivul webinar? And in that, on that link, you'll see lots of resources and things that parents can do to look at their own stuff. Veți avea în acel link o sumedenie de resurse referitoare la ce pot să facă părinții într-o astfel de situație. And say, for example, Laura, if a parent grew up in a home where they experienced a lot of rejection. De exemplu, dacă un părinte a crescut într-un cămin în care a avut parte de respingere multă, they're going to be very emotionally vulnerable when a child rejects them. Acel părinte va fi foarte vulnerabil din punct de vedere emoțional atunci când copilul îl respinge. So we get emotionally healthy by becoming self-aware. Deci ne însănătoșim din punct de vedere emoțional atunci când suntem conștienți de noi înșine. And so that webinar takes a look at being emotionally healthy. Webinarul acela abordează această problemă a sănătății emoționale. Hope that helped a little. Sper că v-a fost de oarecare ajutor. Da, sperăm. Yes, we do hope so. And the resources from that webinar can be used in a small group. Resursele din acel webinar pot fi folosite în cadrul unui grup mic. Okay, any more questions? Mai există și alte întrebări? Nu mai avem alte întrebări. No more questions for the time being. Well, I deeply appreciate this opportunity to be with you. And would love to hear from you if this was helpful or what else you might have needed. So I deeply appreciate that. Thank you. M-am bucurat foarte mult de această ocazie și dacă am vrea să auzim reacții din partea voastră dacă v-a fost de folos acest webinar. Okay, Laura, I'll turn it back over to you, my friend. Okay. Just one second. Nathan, I'm not sure if you see this. There is a comment from admin to everyone. I have a question. I don't have a microphone. Uh-huh. Okay. That's she can write the question to Laura. Okay. Pot să văd întrebarea? Cum să te conectezi cu un adolescent care nu vrea să se conecteze? Okay. We have a question, Jane. Okay. How should you connect to a teenager who does not want to connect? You keep at it. Te străduiești. Perseverezi. Obviously you don't force it. În mod clar, nu forțezi lucrurile. You might think of initially thinking about connection through the senses. Poate poți începe prin a folosi simțurile. Primarily healthy touch. În principal, atingeri sănătoase. A hand on a shoulder. O mână pe umăr. When you walk by. Atunci când mergi alături de adolescent. A positive comment about their appearance, if you can find something that's positive. O observație pozitivă referitoare la ei, dacă poți să găsești ceva pozitiv. And I hope all of you had a chance to watch the video that Nathan also sent to you called One Caring Adult. Și sper că ați putut să vedeți filmulețul acela pe care Nathan vi l-a trimis. I think it would be awesome if someone could subtitle that in Romanian. It's so powerful. Ar fi grozav dacă cineva ar putea să facă niște subtitrări în limba română. But with adolescents, they have so many walls up. It takes a long time to get the walls down. Dar adolescenții au foarte multe ziduri clădite și este foarte greu să le îndepărtezi pe toate. And I'd ask myself, are my interactions with this teenager more about their behavior or about them? Și trebuie să mă întreb dacă interacțiunile mele cu acest adolescent au mai mult legătură
cu comportamentul lor sau cu ei înșiși. And so that's a beginning. Prin urmare, acesta ar fi un început. And in the curriculum, Laura, you would have that, is a list of 10 connecting principles with adolescents. It would be in module 5, I believe, or 6, module 6. Cred că în modulul 6, Laura, al programei, ai 10 principii despre cum să stabilești o legătură cu un adolescent. Da. Avem o completare aici la întrebare. Adolescentul are 14 ani și a fost abuzat sexual în copilărie și a suferit separări multiple și este băiat. There are some more details concerning the question. Mm-hmm. The teenager is a 14-year-old boy who has been sexually abused when a child, and then he has been through multiple separations. Sure. The whole sexual abuse thing is so huge because what it does to the mind and body and soul of a child. Abuzul sexual este o chestiune foarte importantă, puternică, datorită a ceea ce se întâmplă în trupul, în mintea și în sufletul unui copil. Knowing what you just told me, I would never touch that child without that child's permission. După ceea ce mi-ai spus acum, nu aș atinge acel copil fără permisiunea lui. And to realize if this young man has had so many multiple separations, he's going to defend himself by and won't create new connections. Și din ceea ce mi-ai spus, faptul că a trecut prin atât de multe despărțiri, el se va proteja încercând să nu stabilească legături noi. And it would be interesting to know developmentally where this child was. Ar fi interesant să știm, din punct de vedere al dezvoltării, în ce stadiu se află acest copil. I recently heard, I've not seen it documented, but I've heard this. Am auzit de curând, nu am găsit documentat lucrul acesta, dar iată ce am auzit. For every separation a child experiences, it sets them back 6 months. Fiecare despărțire prin care trece un copil îl aruncă înapoi în dezvoltarea lui cu 6 luni. And my heart goes out to this young man who experiences. Resimt sau simt alături de acest copil și de ce prin ce a trecut el. And I think having a playful attitude and playing would be a great way to his heart. Și cred că jocul și o atitudine de joacă ar reprezenta o bună poartă către inima lui. Again, Jane, there are some details. He's very clever, but he has problems keeping up with school. That's why I think this article on executive functioning will be very helpful, that it will explain to you. I hope the person who's asking these questions can read English or get someone to translate that article. Cred că acel articol pe care l-am trimis despre funcționare executivă este de mare ajutor și sper că persoana care transmite aceste întrebări poate să citească și înțelege engleza. Jane, yay, is that article available on the web? Yes. Can I search it? I'm gonna pull it. Can you see my screen? Vom încerca să punem link pentru acest articol care este disponibil online. Executive. Oh, enhancing. Can you see my screen, Nathan? Yes. This is the name of the article. You can Google it yourself. We can't see enough of your screen. It's. I wonder if I do this. What does that look like? Same thing. Okay. The name of the article is Enhancing. Oh, I'll just type it in here. I'll send it to everybody. It's a great article, and it's age appropriately. Este un articol extraordinar și care ține cont de diferite vârste. And if that 14-year-old, I would look back at earlier ages when I'm looking at this.
Și în cazul acelui băiat de 14 ani, m-aș uita la vârste mai mici atunci când încerc să abordez problema. It's a very, very practical article. Este un articol foarte practic. So enhancing and practicing executive function skills with children. From infancy to adolescence. With children? Oh. With children, yes. From okay. infancy to adolescence. Just a minute. I got it if you want me to post it. Go ahead. Yes. Is it from Harvard? Yes. Uh-huh. Yep, there it is. Great. Thank you, Narcis. You're welcome. Here's, I'm putting in another book. Mai adaug încă un, o carte. That has to do with sexual abuse, healing the wounded heart. I'm not sure if I spelled the author's name right. Care are de face cu abuzul sexual și cu vindecarea unei inimi rănite. Nu știu dacă am scris numele corect. It's not a book you would read fast or quickly. Nu e o carte pe care să o citiți repede. Are you typing it in? Okay, Nathan, are you still there? I'm here. Yes, okay. I'm here. Okay. I found it on Amazon. Okay, great. Do I post the link or? Yes, that would be great. Okay. It is so helpful and so deep. Este de foarte mare ajutor. And I think every foster adoptive parent should read it, especially if that foster adoptive parent has their own history of sexual abuse. Și cred că orice părinte adoptiv sau deplasament ar trebui să o citească îndeoseb dacă are un istoric de abuz sexual el sau ea personal. I love the picture that's up there, guys. That's great. Îmi place foarte mult imaginea care a apărut, e grozavă. I wish it was translated. Yes. Mi-aș dori să fi fost tradusă în limba română. We are looking for someone who might be willing to give the gift of translation for a book on sensory processing that's only 75 to 100 pages long. Căutăm pe cineva disponibil să facă o traducere benevolă la o carte de 75-100 de pagini. It is from the book Raising a Sensory Smart Child, but a shorter version. Este o versiune mai scurtă a cărții Creșterea unui copil inteligent din punct de vedere senzorial. We have Raya, I know my friend Raya from Ukraine is on. We need a little help with the Russian one too. Avem nevoie și de traducere în limba rusă sau ucraineană. If you do any book translation, obviously you need to work with the publisher on that. Pentru traducerea unei cărți este nevoie să se lucreze cu editorul. But that's usually pretty easy to do. Dar de obicei nu este o chestiune foarte dificilă. Okay, any more questions, my friends? Mai există întrebări?
Well, Nathan and Laura, thank you for this wonderful opportunity, and I love the folks of Romania. I miss you. Nathan și Laura, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie și îi iubesc pe cei din România, mi-e dor de voi. Narcis, and thank you for translating. Și mulțumesc pentru traducere, Narcis. And did I pronounce your name right? Absolutely, perfect. Și noi mulțumim foarte mult, Jane, pentru timpul pe care ni l-a acordat și pentru că ai împărtășit cu noi informații și practici atât de importante. We would also like to thank you, Jane, for the time that you have given us and for sharing with us great information. Great, awesome. Well, I do hope that it was helpful. Sper că v-a fost de folos. Cu siguranță și îți mulțumim și ție, Narcis, pentru timpul pe care mi l-ai acordat. Vreau să-ți binecuvinteze viața și să-ți răsplătească. Mulțumesc!